Dragi oameni, cu rezervele care decurg dintr-o situație în care mă aflu, și în același timp cu visele care decurg dintr-o stare în care mă aflu. Vă zic din nou, fiți bineveniți la aceste clipe de închinare, la aceste clipe de bine pe care ni le oferă Dumnezeu. Aș vrea ca înainte de a deschide cuvântul Domnului din această seară, să, să cânt. Și, dacă se poate, în inima voastră să preluați armonia acestei cântări și să o duceți cu sufletul vostru spre Dumnezeu. Rămâi cu a ta, milă la noi, Iisus Hristos. Să nu ne ispitească acel răutăcios. Rămâi cu ta lumină, O scump mântuitor, și pururi adevărul ne vine ajutor. Rămâi, Iisus, preasfinte, la noi cu al tău cuvânt, ca în credință tare să trecem pe pământ. Cu bine cuvântarea Deasupra ne să treci, Ca să așteptăm în pace viața cea de veci. Da, bunule Tată care locuiești în ceruri, sfințit să fie numele Tău pentru încă o dată și marea dragoste a existenței tale, să fie peste noi oamenii care trăim înaintea ta. Umpleți de bine și de putere cuvântul tău și fă, Doamne, ca popasurile noastre înaintea scripturilor tale să aibă în vedere slava ta, și mântuirea noastră. Lăudați să să-ți fie numele, acum și în veci de veci. Amin. Dragi oameni, mulțumesc la Dumnezeu Că în bunătatea lui îmi creează acest, acest favor de a citi încă o dată din Scripturi și vă mulțumesc vouă că îmi creați această onoare de a mai putea sta înaintea voastră și de a ne însuși împreună voroava lui Dumnezeu. Cu această ocazie, aș dori să vorbesc despre un subiect extrem de bătătorit în ideologia creștină și extrem de rar, în practica creștină. Este mare lucru ca să vorbești despre subiecte și probleme care ne interesează pe noi oamenii. Dar complementar și superior acestui lucru este, vir, este mai greu și în același timp este ca o virtute superioară tuturor să faci, să trăiești în contextul lucrurilor pe care le bătătorești și le vorbești. Vom vorbi în seara aceasta despre Împăcare. Așa cum spuneam, ideologia creștină este plină de cărări, este plină de străluciri, este plină de lumini, este plină de discursuri care vorbesc despre frumusețea, despre nevoia, despre minunăția împăcării. Practica creștină, practica vieții mele și practica vieții tale este așa de lipsită de acest eveniment. Împăcarea nu este o teză. Împăcarea nu este un discurs. Împăcarea nu este o contrazicere sau, sau nu este, să spunem așa, Subiectul unei dispute. Împăcarea este un eveniment. Și nu o să vă vină să credeți. Indiferent în ce context se petrece împăcarea, indiferent între ce oameni are loc acest eveniment, la acest eveniment nu lipsește niciodată Dumnezeu. Împăcarea nu există dacă nu e prezent Dumnezeu. În același timp, orice demersuri interpersonale care aplanează o anumită situație sunt desalutat și sunt frumoase. Însă, dacă nu este Dumnezeu în aceste demersuri, ele nu sunt împăcare. În Sfânta Scriptură, în a doua carte sau scrisoare sau epistolă către Corinteni, la capitolul 5, Dumnezeu poruncește să fie notate următoarele cuvinte: Noi dar suntem trimiși. Noi dar suntem împuterniciți ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Este, este o situație extraordinar de generoasă. Este o situație extraordinar de sensibil sufletească. Este o situație în care îl văd pe Dumnezeu rugându-se oamenilor. Vine un prieten și îmi face o rugăminte, sau un străin și mă roagă ceva, sau, sau copilul meu mă roagă ceva. Și chiar dacă refuz rugămintea, am, am așa niște situații interioare de cercetare, de ușor disconfort, sau, sau o dimensiune mai. Mai străină de normalitate când cineva mă roagă ceva. Cum ar trebui să reacționeze ființa mea? Și cum ar trebui să reacționeze ființa ta când discutăm despre împăcare la rugămintea lui Dumnezeu? Um. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, evenimentul acesta are două etape. El nu se poate desfășura, el nu poate să aibă loc ignorând una din aceste două realități. Când vorbim despre împăcare, vorbim despre două aspecte fundamental dumnezeiești, unul care aparent se petrece doar între oameni și apoi al doilea care se petrece între om și Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură, Iisus Hristos Dumnezeul, spune în felul următor, dacă te-ai dus la altar ca să-ți aduci ruga, să-ți aduci jerfa și-ți aduci aminte că este o situație nepotrivită între tine și cineva? Fă cumva, chiar poți să purcezi la, la desacralizare actului în sine, lași fac acolo și pleci ca o haimana. Unde? Să cauți pe cel cu care ai o problemă și să te împaci cu el. Lucrul acesta, dragii mei, este cu vârf și îndesat în, în ideologia și în teologia creștină. Însă lipsește desăvârșit în practica creștină. Da, suntem doi oameni care avem niște probleme, și trec o săptămână, două, trei și ne înviorăm și trăim din nou relativ împreună. Nu e asta împăcare. Am luat ceva semenul lui meu, ceva din ceea ce este a lui și... Și luându-i din ceea ce este a lui, trece o vreme, ne întâlnim, vorbim, potrivit politețurilor religioase, dăm mâna, hai iartă-mă, hai că te iert. Și apoi conviețuim cumva ca înainte. Nu e aceasta împăcare. Pentru că eu am luat ceva de la fratele meu, de la semenul meu. Iar Sfânta Scriptură spune că Împăcare înseamnă să dau înapoi ce am luat. Ba chiar să pun cu vârf și îndesat înapoi ce am luat. O lucru acesta, iubiții mei, oameni, repet, nu există întâlnit în practica noastră creștină. Dacă ar fi să intru într-o zonă mai, într zonă mai, mai particular confesională. Lucrul acesta nu există la noi, pocăiții practicanți. M-am născut și am îmbătrânit în biserica aceasta creștină și am văzut foarte multe situații. Însă n-am văzut niciodată pe cineva să se oficializeze ca să reabiliteze pe cineva. Nu există fenomenul acesta. Reabilitarea se face prin umilirea în continuare a celui care a fost trântit într-un mod violent și, și fără scrupule. Sigur că cei care mă cunoașteți și cei care cunoaște situația, vă veți gândi acum că este vorba de mine. Nu mă gândesc la mine acum. Însă țin minte cum în biserica în care am crescut, au fost oameni care au fost trântiți la pământ și mai târziu, la o vreme, s-a aflat că erau nevinovați, dar nu s-a aflat în sens subiectiv, și s-a aflat în sens obiectiv. În momentul în care a fost rântit la pământ, lipseau niște date ale problemei. Dar pentru că trebuia să se facă o, o oarecare uh, claritate, a fost rântit la pământ. Spre exemplu, a fost exclus din biserică. Și după o vreme, pe probe concrete s-a aflat că a fost o eroare a păstorului în cauză și a bisericii în cauză, și cu omul acela nu avea niciun fel de problemă. Și acum vine împăcarea dintre om și biserică. Cum s-a făcut această împăcare? Și probabil cunoașteți mai multe cazuri. Frate, ce să facem? Așa e pe pământ. Vii frumos la comitet, te examinăm. Vi frumos în fața bisericii. Depui mărturie de credință, din nou, te botezi și totul e în regulă. Și omul acela, care a fost odată distrus psihic și sufletește și în toate felurile, omul acela care a îndurat rușinea, fără nicio vinovăție, e pus să, să pășească din nou pe un drum care în totalitate este o farsă și îi se aduc argumentele că acesta a fost Hristos și acesta e Spiritul lui Hristos. Nu! Aceasta este o escrocherie confesională. Împăcarea presupune să dai omului înapoi ce ai luat. Fără să-i pretinzi să facă ceva. Că el va vrea să facă, este absolut problema lui. Scumpii mei oameni, prin ceea ce sunteți și faceți, mereu luați de la alții câte ceva și conviețuiți mai departe pentru că timpul vă împacă, timpul ne împacă. Nu este adevărat. Dumnezeu vine aici și se pune cumva în genunchi înaintea mea și înaintea ta cu acest apelativ, cu această durere. Vă rog în numele meu, împăcați-vă cu mine. Iar lucrul acesta nu poate să aibă loc dacă mai întâi nu ne-am împăcat între noi. Între noi. Iertați-mă că voi intra acum într-o zonă un pic mai interesantă, să o numesc așa. Sunteți unii doritori de senzație. N-am nimic împotriva voastră. Continuați. Sunteți unii care suferiți de un, anonimat, de un anonimat feroce. Adică nu știe nimeni că existați. Și nu trebuie nimeni să știe că există eu sau tu, dar unii dintre voi suferiți de lucrul acesta. Și atunci faceți orice demersuri ca să știe cineva despre voi. Și societatea contemporană a creat această posibilitate pentru ca arama să iasă pe fața oricui. Și ieșiți în mediul online. Și dacă ține cineva o predică, dacă ține cineva un discurs, dacă eu ți o predică, vă apucați și scrieți acolo sau, sau, unii dintre voi preluați unele predici de ale mele sau de ale altora și le le, 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 tăiați, le puneți în motor de, de desfășurare mai rapidă, cu schimbarea vocii și faceți tot felul de, 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 de mizerii. Vedeam zilele trecute cineva, nu pot să rostesc, poate nici nu-i numele lui, un pseudonim, ia un discurs de a președintelui Tiberius Nica și îl, îl taie, îl, îl, ciuntește, îl face acolo ca să-l ca să pe Tiberiu Nica și apoi să-i crească lui like la videoclip. Și lucrurile acestea sunt multe și cu mulți. Dragul meu, taie-mă și acum, și scrie acolo ceva și fă ce vrei. ma să nu uiți că între tine și Dumnezeu nu există împăcare. Pentru că tu ai luat ceva de la omul ăsta și nu i-ai dat înapoi. Și nu numai că nu i-ai dat înapoi ca să te împaci cu el, ci din potrivă te, te lofăi în realizarea ta care o socotești superbă. Și este superbă în lumea aceasta de păcat. Îți dă satisfacție la toate problemele ființei tale. Și lumea te, te aplaudă și zice: Ah, ce a făcut! Doar că există o problemă. Nimeni nu poate fi mântuit dacă nu e împăcat cu Dumnezeu. Și nimeni nu poate să se împace cu Dumnezeu dacă nu e împăcat cu semenul. Și nimeni nu poate să se împace cu semenul dacă nu-i dă înapoi ce i-a luat. Împăcarea e un eveniment. Este un eveniment care se petrece în locul în care cel puțin doi oameni, sau uneori unul singur, acceptă, acceptă ca evenimentul să fie prezidat de prezența plină, totală și totalitară a lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă împăcare. Împăcarea nu este măscăriciul dintre doi sectanți. Împăcarea nu este măscăriciul dintre doi care se uită în stânga și dreapta. Împăcarea este altceva, dragul meu este coborârea Lui Dumnezeu peste inima mea și peste inima ta, care face din conlocuirea noastră a amândoura, face ceva superior față de a ce-a fost înainte de a ne fi certat, superior în relație, superior în comportament, superior în sentimente, superior în în... în, 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 în Prijiniri reciproce, adică cumva este o restartare a ființei într-un cadru mai bun decât am fost înaintea certării. A te împăca nu înseamnă să tolerezi. A te împăca. Nu înseamnă să accepti pe celălalt. Aș trece într-o altă zonă, de la cea de biserică la cea de familie. Așa de mulți, bărbați și femei, soți și soție, trăiesc cu zicile de ani împreună, fără să fie împăcați. Trece evenimentul urât din familie uităm amândoi, mergem la cumpărături, mergem în concediu, ne bucurăm, suntem fericiți, suntem în anul la cer, ne văd, ne văd alții și se, se, se minunează de cât de frumoasă este relația dintre noi și așa mai departe. Și în realitate, noi suntem neîmpăcați. Pentru că împăcarea dintre un bărbat și o femeie nu este confirmată de orgasmul unei nopți în care, în, 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 în explozia aceasta de, de eros și de dans dintre bărbați și femeie, ea acceptă trupul bărbatului și el acceptă trupul soției și dintr-o dată totul se limpezește și viața parcă este superbă. Nu e aceasta împăcarea. Împăcarea nu este că două zile nu vorbesc, nu vorbește nici ea, și din a treia zi parcă n-a fost nimic, ne zâmbim unul la altul, mâncăm împreună, ne luăm de mână, fluierăm, suntem în al nouălea cer, ne bucurăm și nu mai este nimic, totul a dispărut. Nu e asta împăcarea. Împăcarea dintre un bărbat și o femeie este prezența lui Dumnezeu, repet, totalitară. Totalitară. Atunci se petrece ceva. Se împiedică următoarea ceartă, se împiedică următorul conflict, și dintr-o dată el și ea pornesc spre împăcarea cu Dumnezeu, pornesc spre altar, pornesc spre ger dragul meu frate și sora, dragi păstori, dragi preoți, dragi oameni, este așa de trist să fii creștin. Este așa de trist să fii bărbat sau femeie. Este așa de trist să fii preot sau păstor. Și să mergi la Dumnezeu să te împaci. Și nici măcar să nu știi că nu există opțiunea să te împaci cu Dumnezeu. Pentru că ai luat de la semenii tăi, ești în ceartă cu ei, ai luat de la soția ta, ești în ceartă cu ea, a luat cineva de la tine, ești în ceartă cu el. Și niciodată n-a avut loc evenimentul împăcării între noi. Așa cum vă spuneam săptămâna trecută, mergeți la biserică. Măcar că pe acte eram păstor și sunt încă păstor pe acte, nu? Mi s-a desfăcut contractul de muncă, urmează acum să mi se desfacă, nu știu când. Sâmbătă m-am dus la biserică. Asta e viața mea. Acolo erau credincioși, cărora le eram păstor. Am trăit un eveniment ciudat. Oameni care se uitau în pământ. Am încercat să, să fiu ca întotdeauna, să zâmbesc, să dau mâna. Probabil că era mai corect să nu mă duc. Sau probabil că trebuia să strig necurat. Sau nu știu exact. Dragii mei frați, suntem așa de străini de Dumnezeu. exact pe cât de străini suntem unii de alții. Suntem așa de departe de a-L accepta prin iubire și împăcare pe Dumnezeu. Exact de departe suntem de a ne împăca și de a ne iubi unii pe alții. ceea ce încerc să spun din adâncul existenței mele nu este un reproș. Dacă așa îl preluați cum faceți unii de obicei, iertați-mă că există. Și ceea ce vă spun este o durere. O durere a propriei mele existențe. Și dacă nu mă irijez să fac declarații nefondate, este o durere a existenței lui Dumnezeu care vine în genunchi înaintea mea și înaintea ta și zice în numele meu vă rog împăcați-vă cu mine despre împăcare Dacă participă cineva la evenimentul împăcării renunțați la la nu știu cum să o numesc asta, la mediocritatea aceasta confesională sau creștină sau sectară sau cum vreți să o numiți. Nu poți să te împași cu cineva dacă nu dai înapoi. Iar aceasta este paradigma care nu poate fi eludată. Adică ea pune un zid de plumb între mine și Dumnezeu, interzicându-mi pentru totdeauna să mă duc spre Dumnezeu. Dacă eu și cu tine am realizat grozavia aceasta, n-am putea dormi noaptea. Pentru că nu te poți duce la Dumnezeu spre împăcare dacă n-a avut loc evenimentul despre care vă spuneam. Și apoi, dacă a avut loc acest eveniment, i-ai dat deja lui Dumnezeu ceva înapoi ce ai luat. Și acum, ducându-te înapoi la El cu jertfa, continui să-i dai înapoi tot ce ai luat. Câtă cinste ai luat prin vorbele tale uneori, nu le mai rosti. Cât de mult l-ai dezonorat uneori prin cele pe care le-ai scris. Nu le mai scrie. Câtă popularitate i-ai mânjit-o prin felul cum te comporți. Nu te mai comporta așa. Câtă, câtă jignire i-ai adus, luându-i cinstea și slava, prin prin rugăciunile tale fățarnice și ipocrite și, și mizerabile, nu te mai ruga așa. De câte ori în numele Lui i-ai luat slava față de omul pe care l-ai lovit și l-ai îmbrâncit? Nu mai lovi și nu mai îmbrâncii. Pentru că, dragul meu, cerul este închis pentru oamenii care nu se împacă cu Dumnezeu. Și la Dumnezeu n-ajungi să te împaci dacă nu te-ai împăcat cu semenul tău. Și împăcarea cu semenul tău nu face timp nici indiferență. Nici să fie sănătos. Nu știu de câte ori am să mă ierte și că nu mă ierte, să fie sănătos. Nu. Împăcarea se face dând înapoi ce ai luat. Când Dumnezeu a vrut să se împace cu David, l-a pus chiar pe David să dea judecata aceasta. Și a zis prorocul, era un om care avea o singură mieluță, și vecinul lui avea o turmă, și a dat o cină la niște musafiri, și a pus pe slujile lui să meargă la cel care avea o singură mieluță, să, ia, să o taie și să o mănânce cu musafiri. Ce-i de făcut? Nu știu dacă ați observat. Și atunci a venit Duhul Domnului peste David. Care i-a spus cum se face împăcarea. Și a zis: Dă de patru ori înapoi. Vreau să mă împac cu tine. Trebuie să-ți dau de patru ori înapoi ce ți-am luat. Vrei să te împaci cu mine? Trebuie să-mi dai de patru ori înapoi ce mi-ai luat. Dar declarația pe care am făcut-o acum, nu este corect. Nu-ți dau nimic înapoi de ce ți-au luat. Când fac lucrul acesta, îi dau lui Dumnezeu. Nu-mi dai nimic înapoi când mi-ai luat. Ci când faci lucrul acesta de a-mi da înapoi, îi dai lui Dumnezeu. Și abia după ce se întâmplă acest eveniment la care îi prezent Dumnezeu și cântărește și judecă pentru ca toate să fie exact cum le vrea El, abia în acea clipă pot să iau jerfa și să mă duc la altar. Atunci genunchii mei sunt primiți înaintea lui Dumnezeu pentru a mă împăca cu el. Abia atunci s-a rezolvat totul. Doamne, ajută-ne pe toți să te credem pe cuvânt. Și ajută-ne să dăm înapoi ce am luat de la semenii noștri și să-ți dăm înapoi ce am luat de la tine. Și atunci, sângele lui Hristos să ne curățească de orice păcat și să aducă împăcare între noi și tine îți mulțumim că ne asculți. Amin. Dumnezeu să vă păstorească mai departe, scumpi oameni, și vă aștept cu drag pe canalul meu de YouTube, Iacob Coman, pentru mâine seară. Dumnezeu să fie cu noi. you